Stimate domnule președinte Vlad Filat, dragă Vlad, onată asistență, dragi colegi și prieteni din familia liberal-democrată a Moldovei. În doar 7 zile Moldova va face o alegere. 7 săptămâni, pardon. Mai avem timp. Va fi cea mai decisivă alegere de la declararea independenței a țării noastre. O alegere care va arăta că Moldova are un viitor european. Ziua de 30 noiembrie 2014 va confirma odată și pentru totdeauna că ne-am debarasat de trecut și că apropierea țării noastre de Uniunea Europeană nu va mai cunoaște cale întoarsă. În 2009 am reușit să ne rupem din întunecata stâmtoare comunistă care ne-a ținut captivi 8 ani de zile. 8 ani ratați pentru modernizarea și dezvoltarea țării. 8 ani în care am înțeles că pentru Moldova singura șansă ca să devină un stat modern este integrarea europeană. Din 2009, guvernele conduse de Partidul Liberal Democrat din Moldova schimbă viața oamenilor și viața țării. În unele domenii transformările sunt deja vizibile. În altele am pus temelia pentru schimbări cardinale pe care urmează să le facem. Cert este un lucru, dragi colegi. Am demonstrat că Partidul Liberal Democrat este generatorul schimbării. Este formațiunea care transformă și modernizează Moldova. Și dovadă sunt rezultatele pe care le-am obținut în acești ani. Mult mai multe decât vom menționa azi aici și care vorbesc despre calitatea și capacitatea echipei noastre. Am început în acești ani să construim drumuri bune, drumuri de calitate. Chiar peste 3 zile vom inaugura traseul național Sărăteni-Soroca reconstruit în totalitate. O arteră de 93 km care trece prin 10 de localități. Iar în acest an, pentru prima dată, am alocat din bugetul național fonduri pentru reparația și construcția drumurilor de la țară, peste 400 milioane de lei. Am început proiecte de aprovizionare cu apă și canalizare. Și așa, după cum a spus și domnul președinte Filat, vom asigura doar în câțiva ani accesul la apă de calitate și la sisteme de canalizare moderne pentru fiecare cetățean, pentru fiecare localitate din Republica Moldova. Am pus bazele interconexiunii energetice cu Uniunea Europeană, care doar în 2 ani va consolida securitatea țării și va aduce cetățenilor noștri servicii de calitate la prețuri avantajoase. O veritabilă furtună a schimbărilor are loc astăzi și în educație. Am aprobat un nou cod al educației și strategia Educația 2020, care vor transforma domeniul în unul accesibil, relevant și de calitate. Dar nu ne-am limitat doar la îmbunătățirea cadrului legal. Cu sprijinul prietenilor noștri din afară, reconstruim și dotăm cu bunuri peste 850 de grădinițe din satele noastre. Modernizăm școlile și susținem cu salarii majorate pe cei din domeniul educației. Și sunt absolut încrezător că vom reuși să creăm un sistem educațional performant. Doar trebuie să fim consecvenți și perseverenți. Stimați colegi, știu că în pofida numeroaselor reforme, cărora le-am dat statul în ultimii 5 ani, o bună parte din cetățenii noștri încă se mai confruntă cu probleme. Încă mai sunt dezamăgiți de faptul că lucrurile nu se mișcă atât de repede pe cât le-am promis și pe cât s-au așteptat. Dar noi nu avem de gând să privim nepăsători la probleme și să le permitem să ne dirigeze destinele. Pentru că nouă ne pasă. Tocmai de aceea venim cu un proiect clar de eliminare acestora, Planul 2020. Un plan care demonstrează că Partidul Liberal Democrat din Moldova știe exact ce are de făcut pentru ca să îmbunătățească viața oamenilor. Un plan care va aduce transformări și mai mari, de o anvergură fără precedent, în direcțiile esențiale pentru țara noastră. Un plan care, odată transpus în viață, va asigura reintegrarea țării
și viitorul ei european. Iar atunci, când vorbesc despre viitorul european al Moldovei, știți foarte bine că nu o fac la modul abstract. O fac de pe poziția unui om care s-a dedicat plenar acestui țel, transpunându-și convingerea în întreaga activitate profesională. Dragi prieteni, în acești 5 ani, zi de zi și pas cu pas, noi am convins capitalele europene că Republica Moldova merită o perspectivă europeană. Am insistat pe faptul că acordul de asociere este vital pentru relația noastră cu Uniunea Europeană. Am coordonat cu echipa cu multă îndârjire și multă pasiune procesul de eliminare a vizelor de călătorie pentru cetățenii moldoveni și am pledat pentru o implicare mult mai mare a Uniunii Europene în reforma justiției. Astăzi mă bucur că vă pot spune o dată în plus că în toate discuțiile pe care le-am avut cu liderii europeni am auzit un singur lucru, că Moldova trebuie să fie parte a Uniunii Europene, că Moldova pe bună dreptate merită un viitor european. Și ceea ce este foarte important, dragi prieteni și stimați concetățeni, acum când vom alege cu toții acest viitor european, Europa se va pune zid pentru noi. Viitorul european este calea ce ne va duce schimbarea și progresul, fie că este vorba de reforma justiției și respectul față de lege, de locul de muncă, de lupta împotriva corupției sau de un sistem mai bun de educație. Într-un cuvânt, viitorul european înseamnă o viață normală pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova. Iar acest lucru nu se va întâmpla dacă șarlatanii și trișorii care vor să ne ducă țara în trecut își vor face loc în viața politică. Acești trișori ne promit un viitor roz, însă practicile lor sunt tenebre, iar soluțiile eșuate încă acum un secol. Ei vă promit, stimați concetățeni, o viață prosperă fără un minim efort, știind prea bine că așa ceva nu a fost posibil nicăieri și niciodată. Acești trișori, de fapt, profită din plin de libertățile și traiul confortabil european, însă vor pe noi să ne priveze de aceste drepturi. Vor să ne întoarcă la izolare și declin, să ne ducă în zona cenușie a instabilității și a regresului. Pe fundalul acestor zbateri disperate de a opri mersul firesc al istoriei și al evoluției, Partidul Liberal Democrat din Moldova s-a afirmat ca o echipă matură și responsabilă. O echipă care vrea stabilitate în loc de dezmăți, care vrea pace în loc de revoluții, care vrea solidaritate în loc de dezbinare. Iar eu personal mă bucur că partidul nostru este formațiunea care le-a dat oamenilor noștri un sentiment de mult răvnit, cel al demnității. Demnitatea a revenit în viața noastră odată cu ziua de 28 aprilie, de când nu ne se mai cere viză să mergem la Roma sau Paris, ci ne zâmbești la trecerea frontierii. Demnitatea ne-a însoțit atunci când, semnând acordul de asociere la Uniunea Europeană, am asigurat un viitor copilor noștri. Și tot cu demnitate, dăm astăzi start campaniei electorale a PLDM, înainte spre un viitor european. Dragi prieteni, sunt lucruri pe care le-am reușit pentru că am fost uniți. Uniți în a promova reforme dure, dar necesare. Uniți în fața provocărilor interne, dar și regionale. Uniți în fața răuvoitorilor cursului promovat de Partidul Liberal Democrat începând cu 2009. Și sunt convins că așa vom fi și în continuare, rezistând tuturor acestor provocări. Fără de Partidul Liberal Democrat din Moldova, cea mai mare formațiune de orientare europeană din țară, nu ar fi fost posibilă schimbarea puterii în 2009 și nici formarea unei coaliții pro-europene de guvernare, o coaliție care a apropiat mai mult ca niciodată Moldova de Europa. Stimați cetățeni,
Am aderat la Partidul Liberal Democrat deoarece am văzut în echipa sa capacitate de a schimba Moldova. Am devenit șef al diplomației moldovenești tocmai ca să asigur un viitor european țării noastre. Am acceptat funcția de prim-ministru. Am acceptat funcția de prim-ministru deoarece am vrut să continuu pe calea schimbărilor în bine pentru întreaga țară. Și sunt gata să-mi continuu activitatea de prim-ministru pentru că viitorul european să devină realitate. Îți mulțumesc, Vlad, dragi colegi, și în mod special dumneavoastră pentru încredere și pentru susținere. Pe acest motiv, vreau să mă adresez tuturor cetățenilor din Republica Moldova, oriunde s-ar afla, în interiorul țării, fie că în sud, în nord, în raianele de est ale Republicii Moldova, sau în afara Republicii Moldova. Vreau să le spun lor și, bineînțeles, că dumneavoastră, cu toată convingerea, dacă doriți un tai asigurat, un loc bine plătit de muncă, o educație mai bună pentru copiii voștri, susțineți echipa Partidului Liberal Democrat. Dacă doriți o luptă serioasă împotriva corupției, dați-ne mandatul vostru. Votați Partidul Liberal Democrat dacă doriți un viitor european și ca Moldova să revină la ea acasă în Europa.